La centrul de vaccinare din Brandenburg, lucrurile se mișcă anevoios. Pentru a obține o programare, este nevoie de nervi de oțel. Doar cei mai hotărâți să se vaccineze reușesc să acceseze linia telefonică directă supraaglomerată. Cei ca Manfred și Herta Grünberg, cei doi octogenari, fac parte din categoria vulnerabilă. Fica noastră a făcut programarea, dar i-a luat mult timp să prindă pe cineva la telefon și să stabilească data și ora. Lucrurile se mișcă încet ca în multe alte centre din Germania. Multe scaune sunt goale din cauza că nu există suficiente doze de vaccin. Zilnic, doar aproximativ 70 de persoane pot fi imunizate în loc de 600 cât era planificat. În alte regiuni, situația este și mai rea. Acest centru din orașul Köln nici măcar nu a fost deschis. Se fac programări pentru luna februarie, dar procesul este greoi. Nu sunt ca să am de așteptat la telefon ore în șir și după aceea nici să nu mă programeze. Fiul meu mi-a făcut programarea online, chiar în prima zi, la prima oră. Linia telefonică este supra-solicitată. Alte țări se mișcă mult mai repede. În Israel, de exemplu, a fost imunizată aproape jumătate din populație. Marea Britanie, în jur de 10%, Statele Unite, aproximativ 7%. În Germania au fost vaccinate în jur de 2 milioane de persoane din cele peste 80 de milioane de locuitori. Socialdemocrații spun că nu este suficient. Israelul face progrese, Marea Britanie, Statele Unite la fel, dar în Uniunea Europeană sunt o grămadă de probleme și trebuie să le abordăm rapid. Producătorii de vaccinuri care aprovizionează Statele Uniunii Europene anunță acum întârzieri la livrări. Nu sunt deloc vești bune pentru centrele de vaccinare din Germania. Pe semne, va mai dura ceva timp până când toate aceste scaune vor fi ocupate.